Dacă ar fi să facem o analiză a activităților sportive din ultimii 10 ani a cetățenilor Republicii Moldova, vom sesiza că în ultimul deceniu a devenit din ce în ce mai popular să particip la un maraton, aici în țară sau peste hotarele țării. Pentru că avem mulți conaționali care, începând cu ultimii ani, au început să vizeze și să vâneze în același timp maratoane și din alte țări. Marea majoritate din România, desigur, pentru că este cea mai apropiată țară și se oferă posibilitatea să o faci, dar și peste ocean. Au fost unii ce au participat la un maraton sau alt. În Republica Moldova se anunță însă un alt maraton, unul nou, unul european la care vă îndemnăm să participați. Va avea loc în data de 8 septembrie și veți avea posibilitatea să alergați cât puteți, deși distanța maximă, din ce îmi dau seama, este de 10 km. Vom afla însă dacă ai putea să alergi și ceva mai mult, unde va avea loc, dar mai multe detalii ne oferă în această dimineață Igor Cebotari, organizator Euromaraton. Bună dimineața! Bună dimineața, Ion, mersi de invitație! Ce este Euromaraton? Ca să începem din acest punct, pentru că este prima ediție, este ceva nou. Euromaraton, într-adevăr, este un maraton mult mai deosebit decât ceea ce avem noi în ziua de azi în Republica Moldova. Este o cursă nu competitivă, dar de valori, de idei și oamenii care aleargă, participă sau pur și simplu vin în Piața Mare Adunări Naționale să susțină evenimentul, să fie alături de noi, fac parte acestei sărbători și arată că lor îi pasă, într-adevăr, că valorile care duce Euromaraton sunt aproape și pentru ei. Nu numai decât trebuie să fii un sportiv ca să faci parte acestei sărbători, poți să vii să susții, poți să vii să alergi, poți să vii să plimbi împreună cu copiii, cu cărucior, cu animale, cu câinii. Adeseori se întâmplă la noi așa la maratoane că oamenii vin doar pentru a fi parte acestei sărbători. Și Euromaraton este exact despre lucrul acesta. Vă așteptați la un număr mare de persoane ce vor fi prezenți? Da, noi ne așteptăm la un număr de circa 5.000 de oameni și îndemnăm pe toată lumea să vină din regiuni, din Republica Moldova, pentru că a fi parte acestui eveniment este nu a fi un sportiv care vine la un maraton simplu, este, nu știu, probabil fi un cetățean activ și arăta că mie îmi pasă, eu am valori care sunt împreună cu acest eveniment. De aici revine și numele Euromaraton. Da, absolut corect. Da, de la Euromaraton. Doream să întreb dacă există anumită distanță pe care trebuie să le alerge, ceea ce vor veni. Traseul nostru este diferit de ceea ce se aleargă de regulă la Chișinău. Noi alergăm începând de la Piața Mare Adunări Naționale pe Pușkin până la Bulevardul Grigore Vieru, după asta facem întoarcere și revenim la pe Bodoni și iarăși în centru. Un cerc este în circa de 3 km, un pic mai mult, și noi alergăm 1, 2 sau 3 cercuri, fiecare cât poate, cineva îl plimbă. Noi vrem să arătăm că este alegerea noastră de a alerga mai mult sau mai puțin, de a face asta pe viteză sau a face asta pas simplu. Noi alegem cum să alergăm. Un mod sănătos de viață. Să începem și din acest punct. Pentru că este un mod sănătos de viață. Dar nu am cum să nu mă gândesc că va fi și pantă. La întoarcerea pe strada Bodonii este în pantă. Și atunci e o provocare pentru poate cei care nu au participat până acum la niciun maraton. Dar vorbeam adineauri de aproximativ 5.000 de persoane. E fără înscriere prealabilă sau trebuie să se înscrie participanții undeva? Evenimentul este gratuit și înscrierile nu sunt obligatorii, însă primele persoane care se vor înscrie pe pagina evenimentului vor profita și de un tricou al evenimentului, tricou sportiv de calitate înaltă, și sperăm că asta va fi încă un mic motiv de a face parte acestui eveniment. Dar fără ca să te înscrii, vei profita și de o medalie la finalul cursii. Încercăm să facem chestia asta să fie un prim pas către sport pentru fiecare cetățean care vine să primească prima medalie, să intre în entuziasmul ăsta de evenimente sportive și poate să înceapă o viață un pic mai activă, un pic mai sportivă. Am văzut că evenimentul este susținut de către Uniunea Europeană și am văzut că mai multe ambasade de Republica Moldova deja au anunțat că vor participa, membrii ambasadelor de fapt, iarăși probabil este la strictă alegere, libera de fapt alegerea a fiecăruia și atunci ei vor fi prezenți acolo. Vreau să ne oferiți mai multe detalii. Da, într-adevăr, suntem susținuți de majoritatea ambasadelor din Republica Moldova. Ei, la fel, vor fi prezenți, vor alerga, fiecare zice cifră de kilometri diferite, dar pentru noi este cel mai important susținerea și faptul că au intenția de a ne susține, de a fi alături de organizatori și în genere cu oamenii care vor acest eveniment și vor să fie sărbătoare aceasta. Dar vreau să ne spun la ce oră începe? Pentru a cunoaște și deschiderea oficială este la orele 9, cursa însuși va începe la orele 9.30. Deci vă îndemnăm să veniți la orele 9 sau un pic mai devreme, să reușiți să luați tricou dacă v-ați înregistrat,
să faceți cunoștință cu orășelul de start, fiecare partener ceva organizat, va fi interesant, va fi interactiv, vor fi olimpicii care au fost acum la competiții la Paris. Vor alerga și ei? În mare parte da, dar ei sunt cei mai activi promotori al acestui eveniment. Da, vreau să întreb și în privința exercițiilor ce se fac înaintea fiecărui maraton, acele exerciții pentru a încălzi mușchii, pentru a fi pregătit pentru alergarea, dacă vor fi și de această dată și dacă da, la ce oră, pentru ca cei care poate nu sunt obișnuiți cu astfel de evenimente să vină mai devreme pentru a trece prin toate etapele necesare. Da, într-adevăr, la orele 9 și 15 minute aproximativ va fi o mică încălzire de către antrenori profesionali, care și ei sunt atleți de performanță, o încălzire de asta pentru toată lumea, care se ocupă cu sport zilnic și care nu are mare tangență cu sportul, să nu ne traumăm, să nu avem febră musculară și ca toată lumea să primească doar emoții pozitive în urma acestui eveniment, mai ales că iarăși nu este o cursă de viteză, este o cursă de plăcere. Asta ar însemna că nu se ia timpul deloc? Absolut deloc. Noi avem un timp aproximativ cam în cât asta ar dura, din experiența noastră, dar primul loc sau ultimul loc nu are nicio importanță. Noi câștigăm cu faptul că suntem prezenți, cu faptul că nouă ne pasă. Asta am văzut și în descrierea maratonului. Distracție, valori europene și o mare familie ce va fi acolo pentru socializare. După ce se încheie alergarea, mai există și alte activități pe care le pot face cei ce vor fi prezenți? Da, va fi o mică parte oficială de închidere și după aia și va fi partea culturală. Deci încercăm să facem o sărbătoare, nu doar un simplu eveniment. Oamenii care vor veni să nu se ducă acasă exact cu încheierea traseului, încheierea cursii, dar să aibă un prilej de timp frumos, alături de prieteni, alături de familia, în centru și să aibă o mică distracție. Da, și vreau să întreb dacă toate vârstele, toate categoriile de vârstă, de fapt, sunt invitate în cadrul maratonului și dacă toți pot participa, indiferent acum. Absolut corect. Mai ales cei mici, pentru copii noi vom avea trei etape diferite, împărțite pe vârste, pe categorii, din cauza că este un moment sensibil când un copil rămâne mai în capăt, din punct de vedere că celălalt e mai mare și obiectiv e mai rapid. Vor fi trei categorii pentru copii de 5 și 7, de la 5 până la 7 ani, de la 8... Ce distanță? 10, 400, 800 și 1200 de metri. Distanțe mult mai mici? Da, mult mai mici pentru copii, ca și cei mici, într-adevăr, au dorința asta de a alerga și de a... Iau dorința asta toată ziua. Exact. Părinții știu de ce. Exact. Părinții se bucură cel mai mult de la cursele astea, probabil. Categoria 5-7 ani, 7... 8, 10, 11, 13. După 13 ani, deja în maratonul mare, da, fiecare da, cât da, poate da, alerga. Da. Absolut în cazul corect, în care alături de părinții, de îndrumător. Da. Vor avea posibilitatea părinții, pentru categoria 5-7 ani, să fie alături de copiilor în alergarea de 400 de metri? Da, da, da. Noi mereu dăm oportunitatea asta, dacă copilul într-adevăr este mic și, mă rog, uneori sunt este și necesară. Emoții, da. Părintele poate să fie chiar pe traseu, de mânuță, să fie alături de copilul său. În caz de precipitații, pardon, se organizează maratonul? Da, evenimentul nu se anulează de regulă niciodată, pentru că oamenii, mai ales maratoniștii care aleargă, sportivii, aleargă fiecare dimineață și iarna și în ploaia, așa că la noi evenimentele de regulă nu sunt tare modificate de timpul de afară, însă se întâmplă și cazul că ploaia ne strică un pic planurile. Dar după ce am planificat noi, după ce ne-am uitat, timpul ar trebui să fie frumos. Da, orice eveniment sportiv, de fapt, nu este oprit în cazul unor precipitații, doar în cazul unor precipitații abundente, atunci se iau decizii la toate nivelurile și vorbim aici și de competiții profesioniste sau internaționale, uneori curse mondiale. Da, aveți posibilitatea, pe 31 mergeți la dictarea națională, evenimente diferite, dar în care puteți participa cu familia. Și ulterior, pe data de 8 septembrie, mergeți la Euromaraton pentru a alerga. Faceți o pregătire pentru maratoanele ulterioare ce vor fi în Republica Moldova. Mulțumesc mult pentru dialogul din această dimineață.